Dragi telespectatori, și în această seară vă spune Teodora, bun găsit la emisiunea noastră folclorică Dor de cânte gorjenesc. Trebuie să vă reamintesc de la începutul emisiunii, numărul nostru de telefon este 0353414410 și trebuie să menționez că în această seară am un invitat foarte, foarte special, deși mereu spun cam același lucru. Asta seară este un pic diferit, că este vorba despre un interpret foarte tânăr, foarte iubit de dumneavoastră, foarte cunoscut și am cele mai frumoase cuvinte când vine vorba despre el și permiteți-mi să vi-l prezint pe Leonard Petcu. Bun găsit, dragul meu! Bună seara, Teo! Dăm voie să spun Teo pentru că te consider prietena mea și îmi permit să zic acest lucru. Mulțumesc din suflet pentru invitație, bună seara ție, bună seara telespectatorilor, celor care ne urmăresc. Am venit cu un album nou, care sper să fie pe placul tuturor iubitorilor de cântec frumos. Așa trebuie cum îmi place neapărat, mie să spun. Pentru că avem și la Radio Accent câteva melodii de ale tale și pot să spun atâta timp cât eu am lucrat la Radio Accent că au fost cerute și sunt foarte, foarte îndrăgite. Mă bucur din suflet. Dar înainte să spunem că ești aici pe la noi în vacanță, pe meleagurile tale natale. Da, am venit să profit și un pic de o săptămână de vacanță, așa cum spui tu, și ia că tot cu muncă. Și tot eu am profitat. Dacă am venit, da, m-ai invitat și am venit cu mare drag. Și mă bucur și îți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că ai acceptat invitația noastră, dar ia spune-ne mai exact de unde te tragi tu, că lumea știe că tu ai venit de la București, dar nu știi exact de unde ești, ia să spunem. De la Padeș mă trag și de la Bălcești, deci în două zone frumoase am rude și mă mândresc cu acest lucru. Nu am crescut, nu am copilărit pe meleagurile acestea frumoase, dar în schimb le-am vizitat de câte ori am putut. Da, și o să vorbim imediat după ce vom prelua acest apel telefonic. Alo, bună seara! Alo! Bună seara, domnișoara Teodora! Bună seara! Dați puțin televizorul mai încet, vă rog, trebuie să mă auziți în telefon, nu ce vorbesc în reluare la televizor. Gata, l-am dat! Așa, doamnă dragă! Sunt Cati de la Otru! Vă ascultăm, doamna Cati! Și acest drag băiat și scump îl cunosc personal, a fost la mine mai de mult în casă. Sărut mâinile, vă pup. Știe dacă își aduce aminte. Sigur că da, doamna Cati, sigur. Da. Mă bucur că ai venit în gorjul nostru, unde ai crescut tu, cred, cum povesteai. Mă bucur mult de tot și te-am urmărit pe alte posturi, ai scos un album foarte frumos. Mulțumesc din suflet, mulțumesc din inimă. Și îți doresc succes și tot ce îți dorești tu și ai grijă că ești frumos și talentată, nu te înșeli vreo fată urâtă. Sărut mâinile, nu, am grijă. Dacă puteți să lăsați numărul în regie ca să mai vorbim la telefon. Eu am tot schimbat numărul de telefon și foarte multe contacte le-am pierdut. Da, păi da, l-am schimbat și foarte mulți au vrut să m-au căutat de fapt și nu m-au găsit. Dar o să-l las în regie. Da. Lăsați numărul și îl iau eu și vă sun eu. Da. Bine, doamna Cati. Am și eu un nepoțel mare din lumea lui, îi cheamă Mihai Denis. Sărut mâna, să vă trăiască la mulți ani. Leonard, frumosul de Leonard, le dedic lui, lui copilul meu Florin, tata lui, lui Nora mea, Janina, la fata mea Carmen, la ginerile meu, la nepoțica mea pe în București, la unde stă Leonard. Leonard, îți fac legătură cu nepoțica mea, că am o nepoțică frumoasă, e la facultate acolo în București. Să vă trăiască! Și pentru toți cei care mă frumos, că am o prietenă la Mătăsară, cheamă Maria Zăvăianu, pentru ea și pentru fetele ei și copilul ei că-i plecat din țară și toți care mă cunosc le doresc multă sănătate și fericire, tot ce doresc. Leonard, las numărul mamă să vorbim la telefon. Vă sun. Sărut mâinile cu drag. Cu drag o să iau și numărul din regie. O să trec cât mai rămân. Mai rămân câteva zile pe aici pentru o mică relaxare. Bun, și promit. Haideți, doamnă, că vin și eu cu el. Vin cu Teodora. Vin venim și eu, împreună. Doamnă. Să ne gătiți ceva bun. Să ne gătiți ceva bun, că venim.
Prăjituri să ne faceți, că eu nu prea le am cu prăjiturile, eu cu mâncarea gătită, atât. Da? Da, da. Bine, mă. Păi venim de doua mea, pe 25 noiembrie. Atunci suntem la dumneavoastră la ușă. Venim într-o gașcă mai mare, așa. Da. Bine, doamna Cati. Suntem cu tot dragul, mamă. Și noi venim cu tot dragul. Vă mulțumim din suflet pentru intervenție și să nu uitați să lăsați numărul dumneavoastră de telefon în regie. Da, da, da. Da, da, da. O seară bună. La revedere. Iată că doamna da, Cati nu te uită. Să știi, da, eu de nu știu foarte despre mulți cine este vorba. Ani, da, 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 treceam pe acasă iarna, că veneam și eu ca oricare să iau de alegurii, porc și nu știu ce, să duc la București. Și treceam și pe la doamna Cati. Este un om care m-a remarcat de mic, de când eram foarte, foarte micuț. Deci este un fan în răiță, da, și înțeleg. De foarte mulți ani, cred că de vreo 5-6 ani, n-am mai vorbit cu doamna la telefon, da, pentru că am pierdut contactul care l-aveam la perioada respectivă și uite, m-a bucurat foarte mult că ce după atâta frumos, timp... mă bucur până și eu, da. Deci o să mâncăm prăjituri zilele astea. Gătește foarte frumos, foarte bine. Hai să mai luăm un telefon pentru că ne așteaptă cineva pe fir, poate mai mâncăm pe undeva, ia să vedem. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, doamnă bună dragă! Îmi pare bine că iubiți muzica populară. Iar astă seară, din fericire, stau și vă privesc. Și mi-este foarte drag. Sunt de doi tineri interpreți. Aș putea spune foarte valoroși. Vă mulțumim. Iar Leonard, am impresia că am trecut să-ți placă la Târgu Jiu. Pentru că ești foarte frecvent. De câte ori vorbim la telefon, sunt la Târgu Jiu. Sunt la Târgu Jiu. Îți place, nu? Foarte frumos, doamna Livie, este foarte frumos. N-aveam cum să nu vă recunosc. Vă salutăm, da, doamna Livie Argintaru. Mersi, mersi din suflet, Teodora, te felicit pentru emisiune, te felicit, ești o frumoasă. Vă mulțumesc din suflet. De Leonard, ce să spun, trebuie să cunoască lumea mult mai bine. În emisiunile mele nu am timp ca să-l promovez așa cum ar merita el, pentru talentul lui și pentru caracterul lui, e un băiat extraordinar și eu țin enorm de mult la el și mi-aș dori, ca și client, dacă să ajungeți pe primile înalte ale culturii. Să ne ajute Dumnezeu. Iar să pe Leonard, am mai spus de un alt interpret, că-și va pune ceva amprenta în zona din Medins. Și așa a fost. Cred că așa ceva a întâmplat și cu Leonță. Nu știu de ce, dar cred că am un feeling. Că sunt date la interprete așa și... Doamne ajută, Doamne ajută să fie cu voie bună. Și cu Teodora la fel, că ai o voce extraordinară de gorjeantă. Vă mulțumesc. Ce să spun, mulțumesc că m-ați ascultat. Vă doresc din toată inima multă sănătate și... Mulțumim la fel. ...mai frumoase. Iar Leonard, dacă mai rămâi pe zile la Târgu Jiu, și eu sunt câteva zile la Târgu Jiu, ca atare, poate ne auzim mine la un telefon. Sigur, sigur, doamna Livia, ne vedem cu drag. Sărut mâinile și mulțumim frumoasă, pentru că ați intrat în direct. Vă iubesc din suflet. Și noi. Și noi. Sărut mâinile. La revedere. La revedere. Iată ce frumos că doamna Livia Argintaru ne urmărește în această seară. Da, este seară. Un om deosebit, un om care mi-a făcut plăcere atunci când m-a sunat și m-a invitat încă o emisiune realizată de noi. Este un om deosebit. Așa și le respect din tot sufletul. Ne pregătim să cântăm primele două... Cu mare drag și vreau să... Melodii? Prima melodie... ți-am spus că am venit cu un album nou și cu piese pe care noi. O să-l prezentăm, da. Și neapărat trebuie să vorbim, să discutăm, trebuie să-l dezbatem. Da. Prima melodie se numește Cât e mama pe pământ. Este o melodie care vreau să o dedic tuturor măicuțelor care ne urmăresc la această oră. Iar a doua se numește Mare și frumos mie neamul, cea care dă titlul albumului tău, pe care l-am scos foarte, foarte recent. Păi atunci să ne pregătim de cântat. Cu drag. Dragi telespectatori, pentru dumneavoastră, în continuare, va cânta Leonard Petcu.
Ațipești un ceas în noapte să se gândească la toate. În zori abia dacă doarme și ziua uită de foame. N-are preget, n-are tihnă și nici timp pentru odihnă. Nu plânge, jor de la viță, cât plâng ochii la măicuță. Via plânge, n-am odată, mai dai tot în lăcrimată. Nu plânge, jor de la viță, cât plâng ochii la măicuță. Via plânge, n-am odată, mai dai tot în lăcrimată. Numai să-și vadă copilul că uită pe loc tot timp. Mâinile bătătorite de rușine și le ascunde, fiindcă ea mereu se arată că n-are griji niciodată. Nu plânge, joar de la viță, cât plâng ochii la măicuță. Via plânge, n-am odată, mai dai tot în lăcrimată. Nu plânge, joar de la viță, cât plâng ochii la măicuță. Via plânge, n-am odată, mai dai tot în lăcrimată. Anii grei se văd în cute și-n părul alb de la tâmple. Trece viața, parcă-i fuge, mama multă grijă duce. Mai presus de toate pune copilașul ei pe lume. Nu plânge, joar de la viță, cât plâng ochii la măicuță. Via plânge, n-am odată, mai dai tot în lăcrimată. Nu plânge, joar de la viță, cât plâng ochii la măicuță. Via plânge, n-am odată, mai dai tot în lăcrimată. Carnic nici priceput și nici dulce la iubit. Mare și frumos bine-amu, dar nu-i unul ca Olteanu. Nici carnic nici priceput și nici dulce la iubit. M-a făcut mama să-mi stea, dar mândru sunt de vița mea. Fecioraș de vița aleasă din sămânță oltenească. M-a făcut mama să-mi stea, dar mândru sunt de vița mea. Fecioraș de vița aleasă din sămânță oltenească. Prinsă cu brâulat peșor,
făcut mama să-mi se dă mândru, sunt de vița mea. Fecioraș de vița leasă din sămânță oltenească. M-a făcut mama să-mi stea, dar mândru sunt de vița mea. Fecioraș de vița leasă din sămânță oltenească. Mama să-mi stea, dar mândru sunt de vița mea. Fețoraș de vița leasă din sămânță oltenească. La bine că mașa-mi dau și-n viață fac doar ce vreau. Oltean sunt în orice loc, la mâniu de foc. La bine că mașa-mi dau și-n viață fac doar ce vreau. M-a făcut mama să-mi stea, dar mândru sunt de vița mea. Fecioraș de vița leasă din sămânță oltenească. M-a făcut mama să-mi stea, dar mândru sunt de vița mea. Fecioraș de vița leasă din sămânță oltenească. Melodii foarte frumoase interpretate de Leonard Petcu. Iată că aș vrea să vorbim despre prima piesă, prima melodie, care este absolut superbă și o comparație nu foarte des întâlnită, absolut deloc. Cum plâng... Metaforă. Da, o metaforă, pardon. O metaforă foarte frumoasă, cum este... Nu plânge cu, la viță, ochii la măicuță. Vreau să spun că acest text a fost făcut, nu știu cum să spun eu, eu am crescut fără mamă. Chiar și fără tată. Am fost crescut de bunică. Și mi-a fost foarte, foarte greu. Chiar și pe drumul ăsta. Pentru că n-am avut niciun sprijin din partea nimănui. Doar eu am fost singur și cred că Dumnezeu lângă mine. Dumnezeu sigur a fost lângă tine și sigur este în continuare. Doamne ajută să fie lângă mine. Te-a iubit foarte mult și te iubește în continuare. Și nu te-a lăsat. Drept dovadă că ai ajuns cine ai ajuns până în momentul de față. Pentru că totuși ai 26 de ani. Deci... Da, făcuți recent. Da, da, da. Și... E o mare realizare. Am muncit, muncesc foarte mult. Am muncit de fapt de când mă știu, pentru că chiar n-am. Și primele imprimări pe care le-am realizat pe la 17-18 ani, tot din munca mea au fost. Deci n-am avut sponsori, părinții sau, eu știu, rude sau poate n-a ca ceilalți colegi ai mei. Așa este. Și am muncit. Suferit. Da, chiar am vrut să aduc în discuția această temă, pentru că și tu ești tot la fel și... Eu totuși l-am avut pe Alin, noi suntem de mici împreună și pot să spun ai că m-a norocoasă. Sprijinit. Ai fost norocoasă. Am fost norocoasă. Eu am avut pe bunica mea, sărăcuța nu a fost atât de bogată, adică nu prea sufletește a fost. Dar sufletește și moral întotdeauna a fost lângă mine. Și câțiva oameni care, de exemplu, vreau să amintesc în această emisiune pe doamna Mariana Stanciu de la Bistreț, un om foarte, foarte deosebit, un om la care țin foarte mult, a fost alături de mine de la prima mea apariție pe la TVR, acum vreo 10 ani, 11 ani. Și atunci m-a remarcat și de atunci până în prezent vorbesc cu dumneai la telefon, ne-am și văzut și toate sfaturile pe care mi le dă țin cont de ele.
Foarte frumos. Este bine totuși când cineva te sfătuiește din când în când, cu condiția să fie cu suflet curat. Așa este, da, 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 da. Și să asculți. Eu cred că atunci când cineva îți spune un sfat, îți dă un sfat, e cea mai mare bucurie. Da, într-adevăr. Că nu toți suntem perfecți. Fiecare avem acolo mici chichițe. Defecte, sau, da. Da, nu defecte, să nu vorbim de defecte. Doamne ferește, să ne ferească Dumnezeu de defecte. Mici, na, acolo, na. Da, hai să mai luăm un telefon. Avem un telespectator pe fir și îi spunem, alo, bună seara. Sormâna, bună seara. Bună seara. Bună seara. De la Polonă. Vă ascultăm. Nicu Ionescu. Vă ascultăm, domnul bună. Nicu Ionescu. Bună seara și mulțumim. Bună seara, bună seara. Succes în continuare. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Doamne ajută. Aș dori și eu pentru fiul meu, Ionescu Nicolae, care împlinește mâine 36 de ani, îi doresc multă sănătate, fericire și mult noroc. Doamne ajută să vă trăiască, la mulți ani și din partea noastră. Și dumneavoastră la fel, vă doresc multă sănătate și dânsului cât mai multă viață, putere de muncă. Putere de muncă și sănătate. Mulțumim. Vă mulțumesc. Mulțumim, vă mulțumim frumos. Doamne ajută, ne sună oamenii și de la Polovragi, zonă pastorală. Cunoști, da? Sigur, cunoști. Că da, sigur. Deci vorbeam și despre faptul că tu provii din zona de interferență undeva Gorj-Mehedinți. Nu Gorj-Mehedinți, nu. Că nu, cântecul meu nu este de Mehedinți. Ai, asta da, am înțeles. Cântec gorjenesc. Bălceștiu e la interferență cu Novaciu. Deci Bălceștiu. La interferență cu Novaciu? Da. Deci cu zona pastorală. Cu zona pastorală. Și totuși ai ales să cânti Gorjul. L-ai simțit mai... De mic. Bunica mea cânta foarte frumos. Da? Da, foarte, n-am foarte știut. Frumos. Și străbunicul meu, la fel. Pentru că el s-a născut la Bălcești și îmi spunea bunica că a iubit-o foarte mult pe Maria Altărețu. Se cunoșteau și că de câte ori se întâlnea cu dumnea ei, Dumnezeu să o odihnească, îi dădea acele plăci. Da, da, de vinil. De vinil, da, și le aducea acasă și o punea pe bunica mea să dea la... Magnetofon sau pe cum vremuri, îi spune, da. Să... Noi nu mai folosim termeni și nu mai știm nici ne-am exact ne-am modernizat, cum... da. Și bunica mea cânta foarte, foarte frumos. Și pe ea cred că am moștenit-o. Eu când am început să cânt, mi-am dorit să cânt. Am specificat eu pe album că mi-am dorit la vremea respectivă să cânt orice, doar cântec să fie. Încă nu știam. Și crescând la oraș și știi că e mai greu. Tentațiile sunt multe, nu prea ești așa atent la frumos. În schimb, îmi cânta bunica mea foarte des. Și îmi plăcea foarte mult când o ascultam. Eu atunci, la vremea respectivă, aveam 7-8 ani, 10 ani, îmi doream să cânt muzică ușoară. Și spuneam, mă, ce să cânt eu, mai e muzică populară? Că nu... Cine îți plăcea, îți mai aduce aminte? Nu place mie. Din ce, din muzica ușoară? Da, nu știu. La vremea respectivă. Nu știu. Îmi doream să cânt. Știu că m-am dus la Palatul Copiilor, am intrat într-o clasă de muzică ușoară și am zis, doamnă, vreau să cânt. Da. Eram atunci în vremea colindelor, știu că i-am cântat doamnei respective un colind, a zis, rămâi aici de azi, ești înscris și așa mai departe. Într-o vacanță de vară am stat și am cântat cu bunica mea toată vara, că ea a văzut, mamă, parcă nu prea se pupă cu tine, nu se leagă de tine muzica ușoară, nu prea ești așa cum trebuie. Cântă muzică populară. Eu că nu. Și ea știind foarte multe cântece ale Mariei Lătăruțu, pentru că crescuse cu astea, ți-ai indus oarecum. Da, și mi-aduc dragul. Aminte că dumneai n-a știut să scrie, că n-a fiind de la țară, are 82 de ani acum. Mulți înainte, Doamne. Pe vremea ajută. Ei să fie sănătoasă, Dumnezeu. Nu prea se făceau școli. Mi spunea că arunca traista cu tabla, nu știu, undeva la cai și lua calul și fugea pe câmp. Da, așa erau vremurile atunci. Și îmi cânta, dumneai îmi cânta și eu scriam pe foaie. Le învățam cântecele și cântam și odată cu ea și îmi spunea, aici nu faci așa, uite, floricica aia nu faci așa, acolo faci așa și uite așa am prins. Ce frumos! Și ascultam radio antena satelor, dacă îmi dai voie să... Da? Sigur! Așa, și de câte ori o ascultam pe Maria Altărețu, înregistram.
cântecile dumnei. Da, era vremea respectivă cu înregistratul. Da, la casetofon. Da. Și Teo, și vreau să spun că aveam casete, deci aveam Maldăre. Nu cred că există cântec din repertoriul Mariei Lătăruțu pe care să nu-l cunosc. Să nu-l cunoști, așa. Da, poate că, mă rog, o fi vreo excepție. Dar toate cântecele le învățam și le cântam. Ce Mi-a frumos. Plăcut foarte mult. A fost singurul interpret de muzică populară care, cum să spun, mi-a transmis dragostea aia de muzică populară, de folclor, de a cânta muzică populară. Da, dar cu ajutorul bunicii. Dar cu ajutorul bunicii, pentru că ea mi-a insuflat. Am o curiozitate foarte mare. A mai păstrat bunica acele plăci de vinil? A păstrat, le am și eu astăzi. De la Maria Lătărețu? De la Maria Lătărețu, da. Și am una foarte frumoasă, care... mi-aduc aminte că am avut un concurs pe la TVR și acum cu mulți ani în urmă, și trebuia fiecare să aducem cât un obiect de suflet. Fiecare din vatra casei, de, nu știu, mă rog, furcă și așa mai departe. Ei, eu m-am dus cu acel disc al Mariei Lătărețu și am vorbit de toată viața ei și au fost foarte, foarte încântați. Ce frumos! Un da. Lucru foarte, foarte valoros. Pot să spun că și eu mă mândresc cu un lucru care i-a aparținut Mariei Lătărețu, icoană de argint italian, și sunt foarte, foarte mândră, iată, și eu de... Da, eu păstrez discurile acelea. Și eu o să păstrez. Hai să luăm repede un telefon, pentru că în curând vom intra în pauza de publicitate. Alo, bună seara! Bună seara! Mă numesc Paul Breu din Comuna Dragoșești. Da. Vreau să fac o dedicație pentru părinții mei. Vă ascultăm. Pentru fratele meu, pentru bunicii mei. Da. Și, da, pentru, da. Și pentru toată lumea care ne urmărește și pentru toți cunoscuții dumneavoastră. Așa. Doamne ajută! Pentru părinții dumneavoastră să fie și pentru toți cei enumerați, iată că... Da. Vă mulțumim, o seară bună. Bună. Iată că telespectatorii noștri te iubesc și mă bucur că în această seară sunt într-un număr foarte mare cei care ne urmăresc. Dar acum o să intrăm într-o scurtă pauză de publicitate și după care revenim alături de Leonard Petcu. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Jur să îndeplinesc acest legământ. Voi respecta descoperirile medicilor care au pășit înaintea mea. Jur să aplic toate măsurile necesare, evitând tratamentul exagerat. Voi ține minte că medicina este și o artă și o știință, iar căldura și înțelegerea înseamnă mai mult decât bisturiu sau medicamentul. Nu va fi rușine să spun nu știu. Nici nu voi ezita să închem colegii când abilitățile lor vor fi necesare pentru recuperarea pacienților. Sacră și curată îmi voi păstra arta. Și așa îmi voi conduce viața. Bugda Impex SRL comercializează toată gama de instalații sanitare și electrice. La noi găsiți sisteme de încălzire, sobe de teracotă, radiatoare termice și electrice, mobilier de baie și bucătărie, precum și cabine de duș și oglinzi de baie. Ne găsiți în Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, Bulevardul Constantin Brâncuș, vis-a-vis de Parcul Central, zona 9 Mai, Piața Centrală sau la intrarea principală din autogara Târgu Jiu. Relații suplimentare la numărul de telefon 0353 807 321. Bugda Impex SRL. Calitate și garanția lucrului bine făcut.
Germoil Impec SRL Târgu Jiu. Vă pune la dispoziție desfacere de combustibil, benzină, motorină și GPL prin cele două stații PECO din Bumbești, Jiu și Burezani. La noi găsiți întotdeauna produse Rompetrol de cea mai bună calitate și la cele mai mici prețuri. De asemenea, stațiile noastre dispun de terasă, grupuri sociale cu duș, parcare și spălătorii auto. Benzinăriile noastre pun la dispoziție clienților și spații de comercializare, piese auto, butelii, produse alimentare și non-alimentare. Și cât așteptați să vă fie spălat mașina, puteți consuma la terasele noastre cafea, ceaiuri și alte băuturi. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0744 607 002. Andra Events, la Izvoarele, lângă Turceni, organizează Revelion 2017. Prețul este de 150 de lei de persoană. Pentru grupuri mai mari se oferă discount. Sala de evenimente Andra Events organizează Revelionul anului 2017. Meniu special pentru acest eveniment. Șampanie, băuturi rafinate, energizante, foc de artificii. Atmosfera va fi întreținută de orchestra Amy Events Music. Invitați Adi Mihu, Raluca Radu, Aura Stoican, DJ și multe alte surprize. Invitat special Emil Badea. Revelion 2017. Andra Events, Izvoarele, lângă Turceni. Locația dispune de locuri de cazare. Informații și rezervări la 0762 633 655 sau 0765 344 842. Andra Events. Ceea ce vă oferim noi este... Avem cea mai bună ofertă pentru... Nu știți ce pierdeți dacă... Stop! Noi știm că vrei fapte, nu povești. De aceea te așteptăm la Max. La noi, ecuația e simplă. Materiale de construcții cu adevărat calitative. Portofoliu de produse extrem de diversificat, adică totul de la fundație și până la acoperiș, inclusiv cele mai moderne finisaje. Despre prețuri vă spunem doar atât. Nu avem concurență. Ne vizitezi și te convingi. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narcise numărul 35. Max, pentru casa ta! SC Raico SRL, distribuitor Husqvarna, dă startul promoțiilor de toamnă-iarnă la motoferestraie 236 și 550 XP, reducere 300 de lei. Husqvarna 562 XP, reducere 500 de lei. Cumpără un motoferestrău Husqvarna 440, 445, 450 sau 455 Raucher și primești cadou două lanțuri Oregon. La cumpărarea de motoferestrău Straie primești cadou o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon. Vino în magazinele Husqvarna și vei descoperi mari reduceri și cadouri la produsele noastre. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoria, Novaci, piața centrală, Târgu Cărbunești, strada Trandafirilor, Motru, calea Severinului, Turceni, platforma termocentralei, Padeș, Apa Neagră. Relații la telefon 0253-210-736. Raico, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Construiești sau renovezi și nu-ți ajung banii pentru tot ce ți-ai propus? Cumpără de la Max în 24 de rate fără dobândă prin credit Euroline. Depozitele Max, materiale pentru construcții și amenajări de la temelie până la acoperiș. În Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu 214 și Șoseaua de Centură, Narciselor 35, dar și în Bălești, Motru, Tismana și Apa Neagră. Max, civilizația în comerțul cu materiale de construcții.
îi cântă veseliei multă și lumea s-adună la ora de mână. Lăutarii îi cântă veseliei multă și lumea s-adună la ora de mână. Plecă-i și vede să se înveselească, în costume mândre, mândre și frumoase. Mi plecă-i și vede la fără să joace, fete frumoșele, plecă-i lângă ele, joacă-n hora mare că e sărbătoare. Fete frumoșele, plecă-i lângă ele, joacă-n hora mare că e sărbătoare. Joc cu mândruța la fără cu ei. Mă prind și eu în fără cu gorjenii mei. Să joc cu mândruța la fără cu ei. Și jucăm cu toți, măi, fără-n două părți, măi. Că e fora noastră, fără gorjenească. Că nu e pe lume, fără mai frumoasă. Cum e fora noastră, fără gorjenească. Și bălcești că-s gorjan de pe jieț, frumoșel și iubăreț, cu ochi negri ca păcatul. Nu-i gorjan ca mine altul. Cântă, cântă cu arcul. Să s-audă-n tot gorjul. Cântă, cântă cu arcul. Să s-audă-n tot gorjul. Când corjului meu iubit, unde am copilărit, prin păduri pe la izvoare, unde zburdă căprioare, întril de privighetoare, cu nume de mărioare, mărioare și mării, noi le spunem ciocârlii. Cântă, cântă cu arcul. Să s-audă-n tot corjul. Fete mândre ca bujorii, mă mândresc că sunt gorjan, din plaiul Brâncușian. Bordorul gorjanului la poarta sărutului. Cântă, cântă cu arcul. Să s-audă-n tot gorjul. Cântă, cântă cu arcul. Să s-audă-n tot gorjul.
un repertoriu foarte bogat și foarte frumos, cântat de îndrăgitul interpret Leonard Petcu. De asemenea, dați-mi voie să vă reamintesc că pe 8 noiembrie, marți, acum ce vine, sărbătorim Sfântul Mihail și Gavril și de asemenea vreau să spun la mulți ani finuțului meu Mihăiță și tatălui său Mihai Călău, un lăutar de renume de la Pârâu de Pripor, și trebuie să vă reamintesc și că în zilele de 8, 9, 10 noiembrie rulează festivalul Maria Lătărețu la unul din restaurantele de pe insuliță Târgu Jiu. În prima seară, de la ora 19, este prima seară de concurs, după care o să aibă concert ansamblu artistic de la Școala Populară de Artă, care dă numele festivalului Maria Lătărețu. De asemenea, a doua zi de concurs, tot de la ora 7, după care va fi un concert cu ansamblu artistic profesionist Doina Gorjului. Iar joi, tot de la ora 17, este gala laureaților și de asemenea încă un mare concert frumos susținut de ansamblu artistic profesionist Doina Gorjului sub bagheta maestrilor dirijori Aurel Blondea și Marcel Panica, unde invitați de onoare vor fi Sava Negrean Brudașcu, Cristian Pomohaci, Viorica Macovei, Ion Ghițulescu, Gheorghița Nicolae, Robert Târnăveanu, Felicia Stoian și Dumitru Zamfira. Și să discutăm în continuare cu invitatul meu de astăzi, cu Leonard Petcu. Iartă-mă, dragule, că am vorbit atât de mult. Bine faci. Olteancă. Așa. Teo, vreau să spun că tot ai pomenit mai devreme că am adus un repertoriu frumos. Vreau să spun despre acest album. Că fiecare tânăr, și acum mă refer și la tine și știi cum este, în momentul când faci un album, nu poți să adun 15-20 de cântece să fie doar ale tale personale. Așa este. Este foarte, foarte greu și ne chinuim un pic să culegem. Dar trebuie să cântăm, așa cum îmi place să spun, cântecul frumos. Eu, ca să pot atinge acel număr de 15 piese, a trebuit să mai preau și câte o piesă, două. Sunt total de acord, pentru că și eu am făcut același lucru. Și vreau să amintesc, prima Hora Calagorj este din repertoriul maestrului Mihai Mihalache. Și mulțumesc frumos că mi-a dat voie să o interpretez și eu. Un gest foarte frumos, iată, din partea unui colos al muzicii populare românești. Așa, și mai am încă un cântec preluat, pe care o să-l cânt un pic mai târziu, La umbră deasă de nuc. Este tot din repertoriul lui Alexandru Dachin. Regretatul Alexandru Dachin, da, și îi mulțumesc din suflet fiicei dumnealui, pentru că mi-a dat voie să-l cânt și eu. Foarte, foarte frumos. Iată că am discutat despre festivalul Maria Lătărețu. Tu ai participat vreodată? Am participat, dar nu mă știu, cred că sunt ani mulți. Important e că ai participat. Am participat, da. Premiul ai obținut? Am obținut și un premiu, dar nu mai mi-aduc aminte ce am luat la vremea respectivă. Sunt de acord că nu ți-aduce aminte pentru... Nu am fost atât de mulțumit. Acum, știi cum stă treaba asta și cu festivalurile, bine. Pentru că eu am specificat la mine pe acest album, nu m-am afirmat ca ceilalți colegi ai noștri prin festivaluri, pentru unii a fost o oportunitate, a fost o ușă deschisă poate tot timpul, dar în schimb am încercat să păstrez. Au reușit ei să o deschidă. Mă într-un rog, final. Dacă tu așa spui. Așa. Dar în schimb mi-am păstrat linia mea. Mi-aș fi dorit să particip, de ce nu, dar am fost dezamăgit de multe ori. Și am zis mai bine nu. Mai bine mă opresc aici și... Consider că ai făcut cea mai bună alegere. Eu așa am considerat. Decât să investești bani în festivaluri, că până la urmă... Da, că se investesc bani foarte mulți. Asta este adevărul. Să investesc bani foarte mulți în festivaluri, prefer să investesc bani în televiziuni. În... Foarte frumos, foarte bine. Un lucru foarte frumos. Pentru că decât să-i duci pe nimic, mai bine îi duci cu folos, în folosul tău. Păcat că la noi, în țara noastră, așa stau lucrurile. Asta e. Avem publicul de partea noastră, așa cum a fost și doamna Cati, cea care a sunat mai devreme. Ți-am spus că este un om care ține la mine de foarte mulți ani și chiar îi păstrez în suflet pe acești oameni, pentru că datorită lor am mers mai departe și publicul am fost este înconjurat juriu. Întotdeauna. Da, am fost înconjurat. Deși m-a durut atunci când am participat într-un festival unde era regretata Mărioara Mărărescu și ar fi spus că nu mai avem nevoie de un alt Dolănescu. M-a durut un pic. Nu știu dacă timbrul meu se aseamănă cu
timbru regretatului Dolănescu, pentru că nu l-am copiat. Trebuie nu să am specifici studiat. Un lucru foarte important. Cămașa? Da, da, cămașa este. Cămașa îți aparține. Regretatului, da, mi-a dăruit-o cineva drag și-o porc cu mare drag. Este un model pentru noi, dar am încercat să-mi creez stilul meu. Și așa este și cel mai bine. Și mă strădui în continuare să-mi creez stilul tu meu. Tu deja ai stilul tău. Da. Și ai copii care te studiază, pot să spun. Eu am elevi care studiază Leonard Petcu. Mă bucur din suflet să aud asta. Păi stilul gorjenesc, eu cred că și tu ai stilul tău propriu așa de gorj. Nu știu cum să mă exprim, să mă înțelegi. Cânt într-un anumit fel. Da, cânt într-un anumit fel. Nu încerc să copiez pe nimeni. Așa simt, așa-l cânt. Iată că avem din nou un telespectator care ne sună și îi spunem, alo, bună seara! Bună seara, domnule! Bună seara! Bună seara! Vreau și o editație cu domnul Leonard. Da. Era o melodie la un domnul Solonescu, că tot v-am urmărit. Cum vă numiți dumneavoastră? Cristor Minagi la Mușetești. Domnul Mihai, la mulți ani pentru marți. Mulțumim la fel. Și tot ce o să cânte pe... Doamne ajută. Tot ce voi cânta de pe acest album, vă dedic cu mare drag, din suflet. Bună, mă mulțumesc foarte mult, Doamne ajută. De-aia spuneți-ne, domnul Mihai, vi se pare că invitatul meu din această seară, Leonard Petcu, îi seamănă regretatul lui Ion Dolănescu? Da, așa și eu. Ia spuneți-ne, domnul Mihai, la ce anume seamănă cu regretatul Ion Dolănescu? Foarte, foarte mult. Are așa o voce foarte bună, instabilă și are așa o acea căldură. Dumnealui o insignă așa în glasul care percepe și care face. Mulțumesc. Eu să vă zic o treabă. Vă ascultăm. Eu și eu tot la fel pe domnul Ion Dolănescu, dumneavoastră este la soară. Da. Și eu îl telepește, dar și când și eu. Cântați și dumneavoastră. Da. Păi și cum, de ce nu v-ați remarcat până acum? Nu, deloc. Eu lucrez pe ascuns. Sunteți pe furiș, cum s-ar spune. Nu pe furiș. Dar mie îmi place toate mapele lui muzicale, lui Ion Dolănescu și am vorbit și cu fiul. Da. Așa au reportat cu șeleași. Da, domnul Mihai, vă mulțumim din suflet pentru intervenție. Vă dorim audiție și vizionare plăcută în continuare. O seară frumoasă și la mulți ani pentru... La mulți ani de trei. O să fiu și eu cu lachem în curând. Da, da, vă așteptăm. Noi suntem aici prezenți 24 din 24. O seară bună. La revedere. La revedere. Iată că și telespectatorii consideră că ai semăna puțin cu... Nu, eu... Tind să țin nu, Teo, da, știi, și eu tind să țin că nu și cred în totalitate că nu, sub Dumnezeu nicio formă. Dumnezeu și-a pus mâna și... Uite, și să știi, dacă stau bine să mă gândesc, poate din dorința de a cânta la fel, dar nu cred că a fost asta o problemă pentru tine. N-ai vrut să cânt niciodată ca... Nu, deci una n-am e să, să-ți dorești să, să cânti, dorești să da, cânti da, da. Și alta e să... Așa am cântat, așa. Și mie mi se spune des că seamăn cu Maria Apostol. Mie, foarte și frumos. Și am vrut să zic că sunt niște chestii frumoase pe care le faci. Dar cum îți dă Dumnezeu, nu știu, niciodată nu mi-am explicat. Ce m-a bucurat foarte mult și ce am făcut-o, exact cum i-a spus, bunica mea. I-a spus așa. Cât o-i cânta de acum încolo, să cânți cu mintea și cu sufletul. Cu mintea și cu sufletul. Da. Niciodată să nu cânți așa doar de dragul de a cânta. Să simți ceea ce cânți. Să transmiți ceea ce cânți. Și mi-a spus, sunt mulți care cântă. Și e foarte greu de dar transmis. Dar puțin transmit. Da, puțin transmit, așa este. Ne pregătim să mai cântăm două piese frumoase? Cu mare drag. Știi ce urmează sau vorbim nu după știu. Aceea? Vorbim după aceea. Vorbim după aceea, sigur că da. Haideți să mai ascultăm în continuare două melodii foarte frumoase cântate de Leonard Petcu. Thank you.
Am crescut copil sărac, nimic n-am avut. Cu amar și cu suspin, din greu am muncit. Cu mâinile astea două, toate le-am făcut. Acum stau și mă gândesc cu ce am greșit. De ce nu mi-e bine în viață și sunt dușmănit? Tată, nu mai am nici mumă, nici frați, nici surori. Sunt ca pomul primăvara când nu are flori. La mulți eu le-am făcut bine, mi-au plătit cu rău. Îi va judeca odată bunul Dumnezeu. Și atunci să nu se mire că e adevărat. Cine-a dat cu pietre în mine o să ajungă în ea. Take it.
tine. Plângeți ochi și lăcrimați ochișorii mei, că voi sunteți vinovați ochișorii mei. Ce vedeți nu mai lăsați ochișorii mei, în pământ voi mă băgați ochișorii mei. Ce vedeți nu mai lăsați ochișorii mei, în pământ voi mă băgați ochișorii mei. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Andra Events, la Izvoarele, lângă Turceni, organizează Revelion 2017. Prețul este de 150 de lei de persoană. Pentru grupuri mai mari se oferă discount. Sala de evenimente Andra Events organizează Revelionul anului 2017. Meniu special pentru acest eveniment. Șampanie, băuturi rafinate, energizante, foc de artificii. Atmosfera va fi întreținută de orchestra Emmy Events Music. Invitați Adi Mihu, Raluca Radu, Aura Stoican, DJ și multe alte surprize. Invitat special Emil Badea. Revelion 2017. Andra Events, Izvoarele, lângă Turceni. Locația dispune de locuri de cazare. Informații și rezervări la 0762 633 655 sau 0765 344 842. Andra Events. Germoil Inpec SRL Târgu Jiu vă pune la dispoziție desfacere de combustibil, benzină, motorină și GPL prin cele două stații PECO din Bumbești, Jiu și Burezani. La noi găsiți întotdeauna produse Rompetrol de cea mai bună calitate și la cele mai mici prețuri. De asemenea, stațiile noastre dispun de terasă, grupuri sociale cu duș, parcare și spălătorii auto. Benzinăriile noastre pun la dispoziție clienților și spații de comercializare, piese auto, butelii, produse alimentare și non-alimentare. Și cât așteptați să vă fie spălat mașina, puteți consuma la terasele noastre cafea, ceaiuri și alte băuturi. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0744 607 002. Jur să îndeplinesc acest legământ. Voi respecta descoperirile medicilor care au pășit înaintea mea. Jur să aplic toate măsurile necesare, evitând tratamentul exagerat. Voi ține minte că medicina este și o artă și o știință, iar căldura și înțelegerea înseamnă mai mult decât bisturiu sau medicament. Nu va fi rușine să spun nu știu. Nici nu voi ezita să închem colegii când abilitățile lor vor fi necesare pentru recuperarea pacienților. Sacră și curată îmi voi păstra artă și așa îmi voi conduce viața. Ceea ce vă oferim noi este... Avem cea mai bună ofertă pentru... Nu știți ce pierdeți dacă... Stop! Noi știm că vrei fapte, nu povești. De aceea te așteptăm la Max. La noi, ecuația e simplă. Materiale de construcții cu adevărat calitative. Portofoliu de produse extrem de diversificat, adică totul de la fundație și până la acoperiș, inclusiv cele mai moderne finisaje. Despre prețuri vă spunem doar atât. Nu avem concurență. Ne vizitezi și te convingi. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narcise numărul 35. Max, pentru casa ta. Bugda Impex SRL. Bugda Impex SRL.
comercializează toată gama de instalații sanitare și electrice. La noi găsiți sisteme de încălzire, sobe de teracotă, radiatoare termice și electrice, mobilier de baie și bucătărie, precum și cabine de duș și oglinzi de baie. Ne găsiți în Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, Bulevardul Constantin Brâncuș, vis-a-vis de Parcul Central, zona 9 Mai, Piața Centrală sau la intrarea principală din Autogara Târgu Jiu. Relații suplimentare la numărul de telefon 0353-807-321. Bugda Impec SRL. Calitate și garanția lucrului bine făcut. Cu furaje și cereale de la Robleo, diminețile încep altfel pentru păsările și animalele dumneavoastră. Sece Robleo, prin locațiile din strada 14 Octombrie, lângă Rombat și din calea Severinului numărul 26, zona Bucur, comercializează la cele mai bune prețuri furaje și concentrate de calitate marca Evialis. Evialis pentru pui, curcă, prepeliță, iepuri, viței și porci. De asemenea, vindem hrană pentru pisici și căței, cereale, șrot de soia, tărâțe și făină albă. Pentru sezonul de toamnă, comercializăm azotat, mințe de grâu, triticale și orz import Germania, marca Staten Union. Staten Union. Informații la numărul de telefon 0769-633-205. SC Raico SRL, distribuitor Husqvarna, dă startul promoțiilor de toamnă-iarnă la motoferestraie 236 și 550 XP, reducere 300 de lei. Husqvarna 562 XP, reducere 500 de lei. Cumpără un motoferestrău Husqvarna 440, 445, 450 sau 455 Raucher și primești cadou două lanțuri Oregon. La cumpărarea de motoferestrău Straie primești cadou o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon. Vino în magazinele Husqvarna și vei descoperi mari reduceri și cadouri la produsele noastre. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoria, Novaci, Piața Centrală, Târgu Cărbunești, strada Trandafirilor, Motru, calea Severinului, Turceni, platforma Termocentralei, Padeș, Apa Neagră. Relații la telefon 0253-210-736. Raico, e al naibii de greu să fim cei mai buni! Construiești sau renovezi și nu-ți ajung banii pentru tot ce ți-ai propus? Cumpără de la Max în 24 de rate fără dobândă prin credit Euroline. Depozitele Max. Materiale pentru construcții și amenajări de la temelie până la acoperiș. În Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu 214 și Șoseaua de Centură, Narciselor 35, dar și în Bălești, Motru, Tismana și Apa Neagră. Max. Civilizația în comerțul cu materiale de construcții. Să-mi sărute mustața seara și dimineața.
mea din ulicioară mi-a spus să-mi las mustăcioară. Că dacă o să-mi las mustață, mă culcă la ea în brață. Mustață că mi-am lăsat în brațe, nu mai culca. Mustață că mi-am lăsat în brațe, nu mai culca. Ți-ar vorba cu minciună că eu ți-am luat-o de-a bună. Dar dacă nu mă săruți, mustăcesc de n-o să uiți. Că mustața de coltei se sărută, vrei, nu vrei. Că mustața de coltei se sărută, vrei, nu vrei. Mândrulița iubăreață mă place fără mustață. Chiar dacă sunt negricios, lumea zice că-s frumos. Iube și fără mustață, picar mama ei de viață. Iube și fără mustață, picar mama ei de viață. Mi-o fi făcut, nu știu. Că de când m-a sărutat, mințile mi le-am curcat. Mă duc la cosi pe lungă, dar nu mai sunt bun de muncă. Că dorul mă pune jos, după al mândrii e frumos. Te aștept în amurgul serii, mândru la masa tăcerii. Să mai mergem în zăvoi, la locul știut de noi. Să mai stăm pe iarbă deasă, să-ți spun cât ești de frumoasă. Iar apoi să-ți dovedesc cât de mult te mai iubesc. Pe marginea jiului, la poarta sărutului, mândrulița mea-ntr-o seară mi-a dat gura prima oară. Parcă am gustat din miere, cum să uit așa muiere. Arguită la sprâncine și ochii mure sub gene. Te aștept în amurgul serii, mândru la masa tăcerii. Să mai mergem în zăvoi, la locul știut de noi. Să mai stăm pe iarbă deasă, să-ți spun cât ești de frumoasă. Iar apoi să-ți dovedesc cât de mult te mai iubesc. Mândr-o seara n-a sfințit, la coloana infinit. Ai stat în brațele mele până au răsărit stele. Șoptea vorbe de alin și-am jurat să nu te mint. Că vreau cu tine să fiu mândra mea din Târgu Jiu. Te aștept în amurgul serii, mândru la masa tăcerii. Să mai mergem în zăvoi, la locul știut de noi. Să mai stăm pe iarbă deasă, să-ți spun cât ești de frumoasă. Iar apoi să-ți dovedesc cât de mult te mai iubesc. Din nou două melodii foarte frumoase interpretate de Leonard Petcu. De asemenea, trebuie să spun la mulți ani și pentru finele mele Liliana și Mihaela și să-l salutăm și pe cumătrul meu de la Chișinău, pentru că ne urmărește, Slavic Ștefăneț, concert maestru de la Orchestra Fluieraș. Și să vă reamintesc numărul nostru de telefon 0353414410. Și se pare că avem și un telespectator care ne sună și spunem alo, bună seara! Alo,
Alo, bună seara, domnișoara Teodora. Bună seara. Invitatului dumneavoastră. Bună seara, bună seara. A dorit să facă niște dedicații. Vă ascultăm. În primul rând, pentru dumneavoastră, pentru toată regia, pentru fata mea Ileana de la Bucnești și nepoatele mele Bianca și Oxana, pentru Bianca că pe data de 6 îmi primesc o frumoasă vârstă. La mulți ani și din partea noastră. Mulțumesc mult de tot. Pentru soțul meu Genu, pentru doamna Eugenia Zătu de la Turcidești și pentru nașa mea Bianca Vasilia de la Târgu Jiu. Îi doresc domnului Leonard Tercu cât mai multă vârstă bună și dumneavoastră. Mulțumesc, sărut mâna. Să vă trăiască cei iubiți. Mulțumim. Mulțumesc mult de tot. Doamne ajută. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult de tot. O seară bună. O seară bună și dumneavoastră. Iată, ai cântat din nou două melodii îndrăgite. Hai să vorbim despre album. Câte piese conține, în primul rând? 15 piese, da. Dar vreau să spun eu că am lucrat foarte mult timp la el. Vreo 2 ani de zile. Așa. Dar cred că munca se vede. Pentru că eu sunt un om exigent, foarte exigent cu mine însumi. Și bine faci. Țin să spun că am schimbat foarte multe texte, foarte multe linii melodice și ajutorul meu, marele meu ajutor, a fost Chilițoiu Virgil. Pe care îl salutăm și mulțumim. Târgu Jiu, da? Și vreau să-i mulțumesc frumos pentru toată munca și tot efortul depus în realizarea acestui material. Nu l-a început singur, l-a început cu Vivaldi, cum îi spunem noi, alias Vivaldi, Daniel Pârvu. Trebuie să-l amintim, da, și cu pe... Daniel a început, din ce mi-aduc aminte, au trecut 2 ani, am uitat și eu, dar au lucrat frumos și mă bucur foarte mult. Și oricum, Vergi, cum îi spunem noi prietenii lui Virgil Chilițoiu, are foarte mulți clienți, dacă pot să-i numesc așa, dacă nu, foarte mulți interpreți care vin la ei, vin, da, la pentru el că lucrează foarte, foarte bine. E un băiat foarte miticulos. Deci foarte exigent și nu te lasă să ieși din studio până când nu atingi acea notă. Da, 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 tot ce trebuie. Foarte frumos și îl felicit din tot sufletul. Și de asemenea, dacă îmi dai voie, vreau să mulțumesc și casei de discuri. Am voie. Doar să o numești pe doamna Alice. O salutăm. Carmen, și o Alice Vârjan, da. Îi mulțumesc din suflet pentru sprijin. Și spune-ne despre texte, că ești un poet, nu pot să spun un textier. Un adevărat poet. Da, ți-am mai spus și romantic. Că... Ți-am spus că iubesc frumosul. Și am schimbat de multe ori, pentru că nu mi-a plăcut. Mai am o piesă foarte frumoasă, Cât muncește al meu țăran, care, din păcate, spațiul nu cred că ne mai permite. Dar o puteți asculta pe Radio Accent. Mereu este difuzată. Leonard Petcu cu țăranul nostru. Așa. Și tot ce iese, ți-am spus, în afara faptului că am 2-3 preluări, textele sunt... Îți aparțin, da, în totalitate. Aparțin. Deci ești și creator, la vârsta ta. De când ai început să creezi? Păi, cred că m-ai mărit cel așa, pe la 20 și un pic. Primele imprimări care le-am făcut la... Am voie să zic. Unde le-ai făcut? Electrecord. Da. Așa. Primele imprimări care le-am făcut la Electrecord. De fapt, primele au fost cu orchestra radio. Da, da, orchestra radio. A doua oară am imprimat la Electrecord și am făcut 7 piese la vremea respectivă și toate au fost ale mele personale. Ce frumos! Deci ai făcut piese de mic, la 16 sau la 17 ani? Unde? Ai făcut prima imprimare? Primele imprimări au fost la 15 ani. La 15 ani? Da, cu orchestra radio și următoarele au fost la 18 ani. Cum mai sună? Le mai asculti din când? Nu le mai găsesc. Nu, pot să nu cred. Nu le mai găsesc și îmi pare atât de rău. Le ascultam pe radio la un moment dat și chiar mă bucură. Păi uite, acolo la București sigur le găsești. Ar trebui să te duci să faci rost de ele. Ar fi păcat. Da, știu. Le-am undeva, dar nu știu unde sunt. Că acum, cum la noi cu tehnologia asta, cu discurile astea, imediat să zgârie și nu le mai poți folosi. Da, dar într-un fel să știi că e noroc cu tehnologia. Chiar mă gândeam că primele mele piese le-am imprimat la 16 ani și le-am postate pe YouTube. Deci, noroc. Asta e. Asta e, noroc, da. Cu tehnologia. Ce să spun Leo despre... Leo, eu... Da, toată eu seara îți spun ți-am Teo, zis Leonard, dar... Tu spui Leo, pentru că suntem prieteni foarte buni. Da, și ne permitem, ne așa permitem este. Acest lucru. Îți doresc ca acest album să-ți aducă ceea ce îți dorești tu, de fapt. Doamne ajută, să-ți aducă la toată lumea. Să știi că eu atunci când mă rog,
nu mă rog doar pentru mine. Zic, Doamne, ai grijă de toți ai mei și de mine. De tine la sfârșit. Da, sunt un om credincios, cu frică de Dumnezeu. Nu e bine să mă laud, nu să laud acest lucru. Știm cu toții că mândria e cel mai mare păcat. Dar, în schimb, sunt foarte apropiat de Dumnezeu. Ești foarte apropiat foarte de Dumnezeu. Foarte apropiat. Și știu că tot ce am realizat, tot ce am făcut până acum, am făcut datorită lui. Datorită lui, așa este. Hai să mai luăm un telefon, pentru că avem un telespectator care ne așteaptă pe fir și spunem alo! Alo, bună seara, doamna Teodora! Bună seara! Bună seara! Pe care îl iubim pentru vocea deosebită pe care Bunul Dumnezeu i-a dăruit-o. Mulțumesc, sărut mâinile! Mă numesc Mioara Scurtu. Da. Mă sunt din Mehedin. Din Mehedin, ce frumos. Ce frumos, județul vecin. Da. Aș dori să toate melodiile și da, nu prea aveți semnal, doamna Mioara. Da. Nu prea aveți semnal. Nu am chef. Nu prea, stați într-un loc. Acum auziți? Acum vă auzim, să sperăm să nu, că nu se mai întrerupe. Aș dori să dedic eu toate melodiile din această seară băieților mei, Sandu, nepoțelului Alex și Nora Ionela, pentru Florin și Denisa, pentru Marian, nepoțiilor Mario, Giulio și Nora Cristina, pentru Gabi, nepoțica Chiara și Lucenzo și Nora Selin, pentru mama mea, soțul meu, pentru cuțcii mei, pentru moșii și nașii noștri, pentru toți vecinii și concertinii din Bala și Lelești Gorj. Da. Și pentru toți telespectatorii care ascultă postul dumneavoastră de televiziune. Vă mulțumim din suflet! Vă doresc o seară frumoasă în continuare. Doamne ajută! Și mult succes pe drumul cântecului. Mulțumim, mulțumim, sărut mâinile! Doamne ajută să vă trăiască toți cei enumerați. La revedere. Leo, ce așteptări ai de la acest album? Mateo, dacă atunci când am realizat acest album, am zis, Doamne, să fiu mulțumit întâi eu. Dacă eu sunt mulțumit, m-aș bucura să ajungă și în casele iubitorilor să le pătrundă în suflet cântecul meu. A ieșit încă pe piață? Încă nu a ieșit pe piață, dar cred că mai durează foarte, foarte puțin. Până în sărbători. Cu siguranță, cu siguranță o să fie. Abia îl aștept. O să fie cu mare drag. O să mai revin la tine când vin în vacanță. Da, trebuie pe meleagurile dragi. Și dacă îmi permiți, vreau să salut pe mămăița de la Padeș. Te rog. Pe doamna Vetuța Elisabeta Semenescu, o pup, îi sărut mânuța și îmi pare rău că n-am trecut. Dar îmi fac posibil timp și o să trec. Nu știu când plec la București, mâine seară sau... Vedem. Mâine dimineață. Mâința, poate tragem o talpă până la... Chiar vreau să ajung și îmi cer scuze dacă n-am putut să mă duc de câte ori am fost pe aici prin oraș. Dar dacă am fost cu treabă. Și știi cum e la noi timpul. Așa nu este. Prea avem timp. Dar promit că o să ajung. Cât de curând o să ajung și în partea cealaltă. Doamne, ajută. Trebuie să ajungem. Merg și eu cu tine acolo la ea, chiar la mămăița. Chiar te rog. Trebuie să încheiem emisiunea. Of, trebuie să încheiem emisiunea, din păcate. Ce repede a trecut, nici n-am apucat să povestim așa cât ar fi trebuit. Păi, să... trebuie să-mi promit să mai facem o emisiune. Cu mare drag. Eu îți mulțumesc din suflet. Și eu îți mulțumesc, Teodora, și vreau să te felicit pentru tot ceea ce faci. Tu ești o fată foarte, foarte talentată din zona Gorjului. Îmi place mult stilul tău. Mulțumesc de cântat. Sunteți câteva fete pe aici, cu părere de rău, care... chiar cântați. Acum nu vreau să-mi dau eu părerea sau să mă cred eu mare, nu știu ce. Dar am și eu... plăcere vinovată, nu? Nu plăcere. O anumită dragoste așa pentru anumiți cântăreți. Dragoste pentru frumos. Pentru frumos, da. Pentru cântecul frumos, așa îmi place să spun. Te felicit, îți doresc multă sănătate atât ție cât și familiei tale, să te bucuri de copiii tăi. Doamne ajută. Ai de copilași minunați, să-ți trăiască. Să-ți trăiască și bărbatul. Alin, îl salutăm și pe care el. Care ne acompaniază de fiecare dată când avem noi chef să învățăm. Dacă eu am fost la voi acasă acum câteva seri și am cântat. Am cântat, că asta da, trebuia. Am dat concert acolo, băteau la pian vecinii. Și am cântat, că asta e bucuria noastră, bucuria de a cânta întotdeauna. Leo, îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația mea. Cu mare drag, cu mare drag.
Trebuie să le reamintesc telespectatorilor de festivalul Maria Lătărețu să nu uitați pe 8, 9 și 10 noiembrie. De asemenea, la mulți ani tuturor celor ce poartă numele de Sfinții Mihail și Gavril. Și de asemenea, emisiunea noastră o puteți urmări în reluare luni de la orele 20:15. O seară bună vă urez. Și hai să ne mai spune și da, să ne mai spună și Leo câteva cuvinte. Că nu putem să plec așa. Vreau să-i salut pe toți gurjenii. Le spun din suflet că iubesc și iubesc aceste locuri. Și de câte ori mă ajută Dumnezeu, am să vin cu mare, mare drag aici, aici în zona asta frumoasă. Îi salut pe toți cei care ne urmăresc. Le doresc sănătate, multe sărbători luminate și numai bine. Doamne ajută, eu te poftesc să cânți și de asemenea trebuie să mulțumesc și echipei Accent TV și de asemenea producătorului nostru Emil Badeu. Sunt Teodora Pană, iar până data viitoare toate cele bune și weekend frumos! De stă loc și mândru soare, să vadă și e la nume cum petrece atâta lume. Cum pun oltenii pe mese, numai bucate alese, lângă vin, lângă răchie și petre cu bucurie. 3 zile o facem lată, sus paharul lumea toată, mirii noștri să trăiască, asta-i nuntă oltenească. Să joace și socrii mari, să se audă în tot satul, și-au însurat băiatul. Ia uitați-vă la mire, cum joacă de fericire, că și-a ales o mireasă și cu minte și frumoasă. 3 zile o facem lată, sus paharul lumea toată, mirii noștri să trăiască, asta-i nuntă oltenească. La bărbat, că așa-i fetelor dat. Nașii mari cu gânduri bune, mulți și-au dorit să-i cunune, că acești finișori frumoși să trăiască sănătoși. 3 zile o facem lată, sus paharul lumea toată, mirii noștri să trăiască, asta-i nuntă oltenească. 3 zile o facem lată, sus paharul lumea toată, mirii noștri să trăiască, asta-i nuntă oltenească. Ce-n brață, că frumos la frumos.
se face greu să chinuiești și la altul să tânjești. Ca frumos, ca frumos, trage păcatul din drag. Se face greu să chinuiești și la altul să tânjești. Am avut mândrii-n tot satul, de la un capăt la altul. Și prin satele vecine, mor mândrile după mine. Că soltean-a furisit, l-a cântat și l-a iubit. Eu le cânt și le doinesc și pe toate le iubesc. Soltean-a furisit, l-a cântat și l-a iubit. Eu le cânt și le doinesc și pe toate le iubesc. Ochii mei negri de mură, la multe mintea le-o fură. Am ochi negri ca păcatul, iubesc de mă știe satul. Că iubitul e lucru sfânt și în rai și pe pământ. Iubește cu sufletul cât te ține pământul. Că iubitul e lucru sfânt și în rai și pe pământ. Iubește cu sufletul cât te ține pământul. Câte mândre am avut ieri, le mai știe Dumnezeu. Oacheșe și frumușele, nu mai stă gândul la ele. Cresc altele în bătătură și așteaptă să le dau gură. Cresc tânăr frumos fecior, pe placul copilelor. Cresc altele în bătătură și așteaptă să le dau gură.